tineri liberali din toată țara s-au reunit din nou în cadrul Școlii Politice Gheorghe Ibrătianu de la Sighet, care a ajuns anul acesta la cea de-a 13-a ediție. Deschiderea a avut loc vineri în cadrul unei atmosfere pline de recunoștință pentru tot ceea ce înseamnă comemorarea celor care au luptat pentru România de astăzi, pentru valori și pentru democrație. Școala memorială de la Sighet s-a desfășurat pe durata weekendului, cuprinzând numeroase activități și seminarii. Ajuns la 13-a ediție, Școala Politică Gheorghe Ion Brătianu este un reper și o etapă de formare importantă din viața tinerilor politicieni liberali. An de an ne întâlnim la Sighetul Marmației, un loc încărcat de emoție și cu o importanță deosebită pentru Partidul Național Liberal, ca să punem la oaltă cei trei timpi: trecutul, prezentul și viitorul. Privind către trecut, care leagă acest loc de partidul nostru, ne încearcă un sentiment de tristețe, de amărăciune, pentru că acum aproximativ 7 decenii aici și-au găsit sfârșitul înaintașii noștri, alături de alți mulți români care aveau ca singur păcat dragostea de țară, dragostea de neam, dragostea pentru libertate, democrație și valori. Sighetul este acel loc care nu doar trebuie, ci care face parte din noi. Pentru că Sighetul a dat generații care și-au spus cuvântul în cârmuirea acestei țări și care a generat mai presus de toate oameni de stat importanți. Sunt convins că aici este cel mai bun loc pentru a reflecta asupra misiunii noastre politice, dar și umane, asupra ceea ce este bine și asupra ceea ce este rău, și conștienți fiind de ceea ce au făcut înaintașii noștri, să ne setăm repere astfel încât să aducem ceva bun, consistent și nou în viața politicii românești. Cred cu tărie că voi, cei tineri care participați an de an la această școală politică, și cred că de-a lungul celor 13 ediții au trecut prin Sighet peste 3.000 de tineri, cred că vă veți întoarce acasă și veți spune colegilor voștri ceea ce ați văzut aici la Sighet, provocările la care au fost supuși înaintașii noștri și dorințele și țelurile pe care le-ați setat pentru viitor. Nu uitați de Sighet, nu uitați ce s-a întâmplat aici și împărtășiți tuturor credințele și valorile voastre. Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, le-a vorbit tinerilor liberali despre administrație și despre importanța realizării de proiecte care să aducă bunăstare cetățenilor, dar mai ales despre leadership. Aici, la Sighet Marmației, au murit și au fost îngropați oameni care au făurit România modernă. Oameni care și-au jertfit viața pentru crezul lor, pentru libertățile în care au crezut și pentru ceea ce au făcut în statul român. Oameni care au pus bazele României moderne, așa cum o știm noi astăzi, adică România Mare. Aici, în închisoarea de la Sighet, pe care împreună am vizitat-o mai devreme, de fiecare dată când intru, chiar dacă am fost de foarte multe ori până acum, trăiesc aceeași emoție. Pentru că întotdeauna mă gândesc la cei care, nu pentru că au făcut nelegalități sau alte lucruri, au ajuns acolo, ci doar că au crezut în libertatea acestei țări, în viitorul acestei țări și în crezul liberal și democrat al acestei țări. Oameni care pentru noi trebuie să fie un reper. Un reper pentru prezent și mai ales un reper pentru viitor.
Vă mulțumesc că sunteți aici. Vă mulțumesc că duceți mai departe tradiția pe care și pentru care și eu am contribuit din calitate de președinte al Tineretului Național Liberal Baia Mare la vremea respectivă, împreună cu alți colegi care astăzi se află în alte poziții în Partidul Național Liberal și sunt convins că veți duce mai departe această tradiție, pentru că fiecare dintre noi și generațiile care vor urma după noi și după voi să știe ce s-a întâmplat în închisoarea de la Sighet și în toate închisorile comuniste în care au fost astfel de orori. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez să aveți o experiență pe care să nu uitați niciodată și să o dați tuturor celor cu care vă întâlniți. Sighetul Mare Armației este un loc atât de bogat în istorie, un loc care oferă o imagine foarte, foarte clară a contrastului dintre bine și rău și a contrastului dintre forță și putere. Forța au avut aceia care au crezut că prin tortură și prin batjocoră pot reeduca pe aceia care au seturi de valori și de credințe foarte clare. Putere, în schimb, au avut aceia care nu și-au trădat conștiința, nu și-au trădat valorile, nu și-au trădat idealurile și au dăinuit, chiar dacă ei au pierit în lupta lor cu răul, au dăinuit în efortul de a păstra vie flacăra conștiinței umane aici, în România, la Sighetul Farmației. Pentru aceștia, din urmă, pentru aceia puternici și de neclintit ne-am adunat noi astăzi aici și o facem, iată, din 2004-2005 în pace. Școala memorială de la Sighetul Marmației, Gheorghe Ion Brătianu, este cea mai veche și, cum spuneam, cea mai cu însemnătate tradiția Tineretului Național Liberal. Prin această școală politică, prin această manifestare, de altfel, a noastră, noi reușim să ținem vie flacăra Partidului Național Liberal, care nu e doar o flacăra istoriei unui partid care a reușit să țină sus democrația românească, dar este și un soi de lumină care ne-a călăuzit către libertate. Și eu cred că atunci când vorbim despre valorile românești, despre istoria noastră, despre dragostea de țară, nu trebuie să ne fie frică să folosim cuvinte mari. Și nu trebuie să cădem în capcana tot mai deasă și tot mai proeminentă, din păcate, a vestului de cancel culture sau progresism dus la extrem. Eu cred că acest eveniment dedicat istoriei și dedicat respectului față de cei mai puternici dintre noi este un moment important și pentru noi să facem un soi de introspecție, să reflectăm la felul în care gândim, muncim și ne comportăm, la felul în care ne raportăm la cei de lângă noi și atunci când seamănă cu noi, dar și atunci când poate au opinii diametral opuse față de ale noastre. E un moment bun să ne recalibrăm și să ne reamintim cum trebuie să ne dozăm eforturile, cum trebuie să ne dozăm resursele și cum trebuie să ne investim energia și speranța în proiecte cu adevărat mari. Și să facem asta cu curaj, proiecte care pot face diferența în bine pentru cât mai mulți aceia din comunitățile noastre. Vedem astăzi un loc care gustește de istorie, gustește de durere, dar în același timp un loc pe care nu avem voie să-l uităm niciodată. Se spune că un popor care nu cunoaște istoria este la fel ca un copil care nu cunoaște părinții. Avem datoria de a trece cu toții în aceste locuri și mărturisesc că încă sunt cuprins de emoția pe care am simțit-o în momentul în care am pășit în această închisoare, unde oamenii au pus mai presus pe viața lor viitorul țării. Nu știu câți dintre noi am putea să facem acest lucru. Am putea să facem ceea ce au făcut acești oameni pentru care noi astăzi, într-o formă sau alta, să ne bucurăm de libertate. Tocmai de aceea avem datoria ca mai departe și noi, dar mai aveți voi, la știre, să vă pregătiți pentru ceea ce urmează în vremuri complicate. Pentru că vedem că trăim în vremuri complicate și în același timp avem datoria de a face ceea ce este necesar și să punem întotdeauna mai presus interesele noastre
interesele țării. Spunea Brătianu, în urma din umilitatea sale, o chestiune pe care n-ar trebui să o uităm niciodată. Spunea pe următor, mulți își închipuie politica ca fiind un fel de distracție, o foloasă și o nouă. Dar nu. Politica este ceva grav. Ceva foarte grav, deoarece ai în mâna ta viitorul țării tale. Pentru cât de important este ceea ce a spus și cât de actual este ceea ce a spus Brătianu în istorie. Numai de aceea, dragii mei, sunt absolut convins că aceste momente de dezbatere, aceste zile de dezbatere se vor constitui până la urmă pentru voi cu niște repere și veți merge, cum spunea mai devreme Mara, cu toții acasă, mult mai îmbogățiți și cu siguranță mult mai determinați de a vă face datoria fiecare acolo unde sunteți, plecând la cel care este în școală, datoria de a învăța și de asemenea datoria pentru toți ceilalți care sunteți în funcțiile publice, de a ne pregăti pentru viitor și de a face ceea ce este necesar ca, într-adevăr, cetățenii României să o ducă în fiecare zi mai bine. Cu toții, sub impresia vizitării memorialului de la Sighet și a cimitirului săracilor. La cimitirul săracilor se află rămășițele unor patrioți români de seamă. Acești oameni de stat luminați, liberali și țărăniști, militari, academicieni sau oameni ai bisericii, erau promotori ai democrației și garanți ai opțiunii pro-occidentale a României. Înainte de arestare, fuseseră deja izolați, puși sub supraveghere. Dar când erau încă în viață, însăși gândirea lor liberă constituia o amenințare teribilă pentru dictatura instaurată de ocupanții sovietici. Cum bine spune titlul ales de voi pentru această ediție a școlii memoriale Gheorghe Brătian, mințile libere trec dincolo de ziduri, de aceea au fost aduși la Sighet, pentru a fi exterminați în această închisoare. Organizarea școlii politice Gheorghe Brătianu de la Sighet a devenit o tradiție pentru Partidul Național Liberal, a devenit un for consacrat de dezbatere și de reflexie asupra învățăturilor desprinse din suferința îndurată de elitele țării în închisorile comuniste, iar memorialul de la Sighet strânge între zidurile sale povești dureroase despre destine frânte nedrept înainte de vreme. Generațiile tinere, mai ales cele de după 1989, au nevoie de repere morale. Au nevoie de educație bazată pe valorizarea memoriei eroilor din temnițele comuniste, care au luptat pentru libertăți și drepturi democratice. Ne strângem an de an aici la Sighet nu doar pentru a evoca în mod formal memoria victimelor regimului comunist, dar mai ales pentru a trage un semnal de alarmă asupra pericolului apariției în societate a germenilor curentelor totalitare, extremiste, extrem de toxice. Voi tinerii trebuie să vă antrenați mințile pentru a detecta astfel de riscuri și să aveți argumentele la îndemână și să le anihilați. Societatea din ziua de azi este extrem de permeabilă. Există multă informație pe piață, sunt vehiculate idei și concepte politice care pot părea, la prima vedere, atractive și care pot strânge mulți adepți. De aceea, trebuie să dezvoltați acele abilități
și instrumente menite să destructureze orice tendință de alunecare pe panta totalitaristă sau extremistă. Prezent în Maramureș într-o vizită de lucru, premierul Nicolae Ciucă, președintele PNL România, a vorbit despre cele trei mari provocări pe care le are de înfruntat momentan Partidul Național Liberal. Venim în fiecare an la Sighet pentru a reflecta la valori, tradiții, la trecut, dar în același timp pentru a reflecta la viitor, la ceea ce avem de făcut într-o lume în schimbare. Ne-am reunit astăzi la memorialul de la Sighet și la cimitirul săracilor. Știm cine au fost cei uciși aici, la Sighet, prin înfometare și rele tratamente îngropați de avalma necreștinești. Știm că aceste orori au fost săvârșite de un regim totalitar ateu impus de ocupația Rusiei sovietice. Știm că aici au fost aduși spre exterminare liderii legitimi ai țării, unii reprezentând Partidul Național Liberal, alții Partidul Național Țărănesc. Tot aici au fost închiși patrioții care contribuiseră la întregirea României de la 1918 și care mai erau în viață la acea dată. La Sighet s-a urmărit planificat așadar exterminarea celor care au întregit țara, care au plasat-o fără ezitare alături de aliații occidental tradițional ai României. Aici s-a plănuit exterminarea celor care au fost fără ezitare întotdeauna de partea democrației în vremuri tulburi, în care dădeau un clocot curentele totalitare ce erau la modă la acea vreme. Memoria Sighetului trebuie să rămână mereu în conștiința noastră și trebuie să transmitem această memorie din generație în generație. Spun asta pentru că pe acest fundal al presiunii informaționale, memoria socială tinde să devină una extrem de scurtă. Uităm de sacrificiile care s-au făcut pentru democrație, uităm de valori, uităm de lecțiile de demnitate și verticalitate oferite de înaintașii noștri. Nu avem dreptul la această uitare. Această școală politică anuală, organizată de Tineretul Național Liberal, reprezintă, de aceea, un important moment de educație și reflexie. În același timp, pe cunoașterea istoriei trebuie să se fundamenteze și acțiunea prezentă și acțiunea viitoare a Partidului Național Liberal. Consider că Partidul Național Liberal, ca moștenitor de drept a acestor tradiții, are de înfruntat trei mari provocări. Prima provocare ține de gestionarea crizei și schimbările unui mediu internațional marcat de incertitudine. Vedem cum un război declanșat de Federația Rusă în Ucraina, țară vecină a Cinei, tot la granița județului Maramureș, și unde tocmai am fost să putem să facilităm modul în care atât de pe plan local cât și de la nivel național putem să sprijinim această țară.